Fiecare face ceva. La mușchi stau așa. Aștept o cafeță. A rămas de la sală. Mă îmbrac în asta. Da. Tot ca asta. În rest, pe mine mă vezi numai în tricou negru, nu o să mă vezi în altă okay, îmbrăcăminte. Și râde lumea de mine, mai ales nevastă mea. Adică dacă o să mă bată îmbrăcat cu un sacou frumos, o să mă facă de c*** la nunta noastră, am fost în tenis. De ce trebuie să-mi faci tu scandal în familie? Da. Așa dimineața, 3 de zahăr, sănătate curată. Deși ședința foto a fost programată foarte devreme, actorii serialului au venit cu zâmbetul pe buze și au băut cafeaua împreună, au îmbrăcat hainele alese de stiliști și au început ședința foto, ascultând indicațiile fotografului Alex Gâlmeanu. Poate Toma Cozi să stea așa? Nu poate. Costiță, mă bucur că te cunosc. De-aia eu pe treaba mea și pe treaba lui. Iartă-mă, cât am. Cum ai început anul 2018? Am reușit să mă și relaxez cu familia, să avem și o vacanță împreună. Evident, la teatru am început repetițiile. O să scot și o premieră la Teatru Bulandra, Coriolan, de William Shakespeare, regia Ducu Darie. Filmările de la Las Fierbinți și spectacole. E prima ședință foto, cred, pot să zic așa. Ba nu, cred că a doua. Foarte ciudat. Îți spun să te gândești, să faci, îți dau atitudini, frumos. Stai un pic, a doua ședință foto din viața ta? A doua ședință foto din viața mea, da. Nu cred. Vorbesc foarte serios, ăștia habar nu au. Vorbesc foarte serios. Pac, țac, țac, țac. A fost bine. Nu, nu susții acolo pe prietenul răit? Ba da, da, mă duc așa prin spate să mă vadă, că dacă stau aici nu mă vede. Oh, God. Dacă mai am una, stai de mexican. Asta e de mexican. Ei, omule! De ce stai așa, nu? Cum? Da, mușchi, am fost 4 zile la sală săptămâna trecută. Abia acum am reușit să-mi îndrept și eu mâinile, că mă durea aici. Deci eu așa umblam, că nu puteam. Și am făcut niște poze foarte mișto. Acum trebuie o pauză de rehidratare și somn jumătate de oră după fiecare ședință foto. Eu fac pauză. Și mi-a zis cuzin că pentru el e a doua ședință foto din viața lui. Pentru el, eu am făcut, dacă n-am aproape 3 am. Deci l-am făcut. Așa. Deci, eu îți garantez că niciun profil pe mine nu mă avantajează pentru că am nasul mare. Cum ai început anul 2018? Păi, ca orice lucru de succes, trebuie să începem cu o pauză. Am început cu o pauză, pentru că, vorba veche românească, pauzele lungi și dese. Exact. Cum le face pentru tine? Spune-mi cum ai început anul. Taxi. Călare pe taxi. Te-au recunoscut? Da, m-am oprit după voce, incredibil, asta e enervant. 2018, target, linie. N-am ajuns la mare de 3 ani, nu mai ajung la mare. Nu cred. Vreau la mare, da, jur, n-am ajuns. Vreau și eu să mă liniștez, măcar la munte, undeva, la... Mai ajung așa, Ploiești, Pitești, de-astea, dar la mare n-am ajuns. Deci eu dacă mai primesc invitație la Măruță, vin în primul rând pentru ceea ce se întâmplă în culise. Ce torturi, pateuțe, de la producător până la invitat, adică cred că e o nebunie, o destrăbălare acolo. Băi, Tinca, zi, stai-mă și tu un pic, mă, da. Exact, uite așa e mișto. Ce faci, Ecaterina? Ca să nu mai zicem Dalida. Acum, după sărbători, la cură. Ai mâncat mult? Aoleu, exagerat de în toate, și în odihnă, dar și în mâncare, și în distracție, și în veselie, și în de toate. Acum suntem, ne pregătim și acumulăm energie pentru filmări. Ce ai făcut aici? Ți-ai pozat bijuteriile? Le-ai făcut inventarul? Da. Sunt toate? Da, vreau să văd dacă sunt toate, că dacă lipsește ceva, deci niște oameni o să aibă de suferit, cam aia e concluzia. Exact. Dă ușa asta. Îmi strică tot interviul, domnule. Deci colegul îmi strică tot interviul. Eu chiar nici n-am... Da, luați, nu. Da, acum vreau să te întreb și ceva, nu că vreau să fac reclamă la emisiunea noastră pe bune, dar te întreb, de ce crezi tu că a fost inventat asta și la ce a fost folosită prima oară? Uite așa, cum faci când ești nervos. Două variante.
Ia, dăm. Deci, pentru haine, căptușeală. Ești aici. Căptușeală pentru haine. Da. Tapet. Așa. Și chestia de asta, pentru antistres. Tapet. De unde știi? Bă, așa m-am gândit eu. Mă gândeam că nu o să știi. A, o luat și eu. Împachetat, nu? Da. Ăștia de proști le-au făcut. Prima dată la tapet. După aia a fost. După aia. După aia, am citit undeva, sincer. Tapet? Pe bune, mi se pare foarte tare că știi. Erai... Dar, să vă văd acum. Cu alte cuvinte, îmi cer scuze. Ia, dacă ești un pic profit. Da. Nu-ți place să faci poze? Da, ai dreptate, cred că ai auzit în timp ce făceam poze. Când eram mic, nu suportam la școală să fac poze, eram clasa a doua, a treia și veneau, ne puneau o carpetă în spate, în 77, 78 când am fost eu la școală, și plângeam în toate pozele. Deci eram așa. Domnul Gigi, e frig. Aș mai face încă o dată cadru. Da, e foarte mișto. E fix, vezi, are așa o chestie, simt că îți place acolo. Nu știu, acolo. Da. Asta trebuie, cumva să mă păcălesc că îți place acolo. Cred că ți-ai găsit cel mai comod loc de aici, de la studio. Unde sunt? În hamac. Ah. Pe o plajă. Deci dați seama că dacă mă vede fiimea că stau cu un pluș atât de mare într-un hamac, o să mă invidieze toată viața. Da, e mișto. Nu, ești bine, e bine. Foarte mișto și asta cu mâna în păr, așa. Exact, mai băiețească așa. Cum te-ai simțit acolo cu Alex Gâlmeanu? Vis, e un vis pe care mi l-am împlinit, în sfârșit. Îți doreai un shooting cu el? Da, sau? Foarte mult. Am tras cu ochiul la poze și au ieșit foarte mișto. Mă bucur. Cum ai început anul? Ce ai făcut la începutul anului? Cum a fost în vacanță? Cum? Turnee, repetiții, spectacole și acum... Merg într-o mică vacanță, de-abia acum. Acum plecăm în vacanță? Da, la mine e totul decalat.